Bună dimineața și bine v-am regăsit în cea de-a doua oră a matinalului, dragi prieteni. Sunt Daniela Năsui, alături de mine se află criminalistul Bogdan Bănică, președinte executiv SNPR DECUS. Bună dimineața și bine ați revenit alături de noi. Salut, Mona, mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă mărturisesc că sunt un admirator al emisiunilor matinalului Dimineți cu Soare. Mulțumim mult. Vă apreciez. Mulțumim. Îi salut și pe telespectatorii dumneavoastră. Mulțumim, sunt foarte mulți telespectatori care ne urmăresc cel puțin în mediul online aici. Noi avem o contabilitate oarecum. Îi salutăm, ei știu foarte bine de câte ori reușim, îi și nominalizăm, le și nominalizăm mesajele, opiniile transmise. Domnule Bănică, haideți să vedem în primul rând. Aș vrea să vă întreb cât de liniștiți putem sta noi cetățenii. Au fost dotați în totalitate polițiștii, așa cum s-a promis la un moment dat? Au parte de toate dotările necesare? Promisiuni se fac de când lume și pământul. În momentul de față este în discuție întărirea, pachetul de măsuri privind întărirea autorității polițistului. Păcat că au trebuit să fie evenimente nefericite, tragice, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la dotare, la pachetul de măsuri legislative. Da, într-adevăr, a trecut aproape un an de la decesul colegului meu, Sorin Vezeteu, și de-abia săptămâna trecută, colegii mei de la postul de poliție TFE din gara Suceava au fost dotați cu veste anti-înjunghiere. Au fost lăsați cam ultimii din țară, în urma semnalelor de alarmă trase de sindicatul nostru. Adică, chiar așa, să fie tratați în acest fel oamenii care... Este lipsă de interes, lipsă de interes, lipsă de comunicare, nu știu, undeva se fracturează transmiterea dispozițiilor de la București, diseminarea lor în teritoriu, nu știu. Armamentul e același, ca și acum un an, ca și acum 20-30 de ani. Mașinile din dotare... Au venit, avem din nou promisiunea înnoirii parcului auto la nivelul poliției române, au venit 2-3, insesizabil, vedem în continuare dricurile pe roți cu girofari cu care circulă, patrulează colegii mei. Apropo de patrulare, s-a pus în discuție la un moment dat... eficiența sau ineficiența echipelor mixte. Da, săptămâna trecută sau cu două săptămâni am participat la ședința de dialog social la Ministerul Afacerilor Interne pe această temă, respectiv pe ordinul privind, pe proiectul de ordin privind modificarea OMAI 60/2010 pentru organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice. Unul dintre amendamentele care se dorea a fi acceptat era reducerea numărului de polițiști din patrulă, de la 2 la 1. Ne aducem aminte... Adică revenim la aceleași discuții interminabile. Un polițist, cum să meargă singur? A fost situația de la Târgu Neamț, două clanuri care se băteau și a ajuns un singur polițist acolo. Nu neapărat să fie singur, să fie ajutat de forțe suplimentare. Dar în niciun caz SNPR DECUS, alături de Federația Polițiștilor SEDLEX, din care facem parte, nu am putut fi de acord cu reducerea numărului de polițiști de la 2 la 1. Ok, forțe suplimentare pot să ne dea câte vor, dar să lase 2 polițiști. Patrula mixtă formată din polițist și polițist local, aș spune eu, este destul de ineficientă din punctul meu de vedere, uneori foarte ineficientă, pentru că în multe cazuri aceștia sunt martori asistenți. Deci nu intervin. Intervine colegul meu, iar polițistul de la poliția locală, bine, nu generalizăm. Dar în foarte multe cazuri acesta face un pas în spate și urmărește cum se desfășoară ostilitățile. Acest proiect de ordin de modificare a OMAI 60/2010 nu a fost adoptat, a fost întors, urmând să se constituie pe grupuri de lucru și să analizeze fiecare amendament în parte, împreună cu organizațiile sindicale. Da, spuneți-mi, polițistul local, de ce ar face un pas în spate, nu-i permite
Ba da, îi permite statutul și legea îi permite, doar că poate nu dorește să intervină, nu dorește să se complice, să se implice. Pur și simplu, uneori, și ați avut discuții, să zicem, cu șeful poliției locale în acest sens? Noi, ca și organizație sindicală, am propus pur și simplu eliminarea acestor patrule. Să fie patrule de sine stătătoare, cu siguranță și au rolul lor în societate. Dar să fie patrule de sine stătătoare, să-și desfășoare atribuțiile expres cele prevăzute de lege prin statutul lor. Dar sunt și echipe mixte, poliție și jandarmi. Da, colegii de la jandarmi sunt mai implicați, deci nu aș putea să le atribui aceleași cuvinte. Ei sunt alături de colegii noștri. Dar în niciun caz nu aș fi de acord un singur polițist cu un singur jandarm, ci minim doi polițiști, măcar doi polițiști să se păstreze în patrulă alături de forțe suplimentare. Ne aducem aminte că anul trecut, pe vremea asta, se promitea că vor fi patru polițiști într-o patrulă. Ceea ce am spus că, de pe atunci am spus, niciodată sau nu în viitorul apropiat, vorbim de ani de zile, nu vor fi patru polițiști într-o patrulă, dar măcar doi să-i lase. Foarte adevărat, dar... Ne putem întoarce. Oricum, problema e că nici numărul polițiștilor nu este suficient. În continuare nu este suficient. Evident, dar în loc să ne adaptăm noi la cerințele legislative, noi ce facem? Noi adaptăm legislația la incompetențele și impotențele noastre. Ceea ce este aberant, este un nonsens. Noi trebuie să ne adaptăm pentru societate. Păi și cum o să se întâmple lucrul ăsta? Adică, și așa, fiind un număr insuficient de polițiști, cum veți face față? Pe o perioadă de 2, 3 până la 5 ani, acest deficit se va acoperi parțial, dacă nu în întregime. S-a redus perioada de școlarizare ale instituțiilor de învățământ ale Ministerului, s-au mai făcut încadrări directe din viața civilă, deci într-un viitor nu neapărat apropiat, acest deficit se va acoperi. În momentul de față ne este în continuare destul de greu. În privința secțiilor și a posturilor de poliție, mai sunt în continuare posturi care stau să cadă pe angajații Ministerului de Interne, care nu au dotările necesare, nici măcar de birotică, din câte știu. Ne bucurăm că unele dintre ele încă nu au căzut. Da, deci fără a fi nevoie de vreun cutremur, Doamne ferește, sau altceva, ne bucurăm că unele dintre posturile de poliție încă mai stau în picioare. Îi admir pe colegii mei care au curaj în fiecare dimineață sau seară la intrarea în serviciu, au curajul să intre în acele taverne, niște grote. Despre imaginea actuală a polițistului în comunitate, ce ne puteți spune? Personalul poliției române se reînnoiește, ca să spun așa. Vin mulți băieți tineri cu alte concepții, cu alte mentalități și mă bucur. Aș vrea să trăiesc clipa în care societatea civilă să se exprime că suntem mândri că noi vă plătim salariile. Vrem să fim polițiști europeni și vă spun că aceasta este atitudinea pe care mulți dintre colegii mei au început să o adopte. Nu vrem să mai fim confundați cu vechii milițieni sau cu, non-calitățile celor dinaintea noastră, cu mulți ani, știm foarte bine. Și încet, încet, imaginea poliției române se schimbă și sper ca societatea să observe acest lucru. Aici aș veni cu exemplu pe care l-ați postat și dumneavoastră pe pagina de socializare cu acel tânăr de la școala de poliție, postim, da? Tânărul din Adâncata, care a sărit în ajutorul unei doamne care îi se furase poșeta și l-a prins pe... A unui domn, da, era sau a unui domn. În vârstă. Îl felicit și pe această cale, pe viitorul meu coleg. Aș aprecia dacă gestul lui ar fi oarecum recompensat, nu știu, cred că chiar merită acest băiat o recompensă, nu știu, sub orice formă. A intervenit pur și simplu din timpul liber, s-a dat jos din mașină, ca la carte, fără a fi violent, deci fără acte de violență, fără, avem și scrisoarea de mulțumire a părții vătămate, care a fost trimisă școlii,
un exemplu de curaj, de ce nu, de spirit civic, de flair, toată stima. De astfel de oameni avem nevoie nu doar în rândurile poliției, ci și în societatea civilă. Cu siguranță, evident. Adică să iei atitudine înseamnă mare lucru, să nu rămâi indiferent la ceea ce se întâmplă în jurul tău. La urma urmelor ne privește pe toți, oricare dintre noi ar putea fi atacat, oricare dintre noi ar putea fi lovit și așa mai departe. Mi-aduc aminte ce spunea Nichita Stănescu. Apatia, indiferența și tăcerea sunt temelia sclaviei de mâine, da? Da, spuneați că ați participat la discuții cu ai noștri guvernanți privind ordinea și siguranța publică, nu? Da, activităților de menținere a ordinii și siguranței publice. Și ce s-a discutat acolo? Cum decurg discuțiile între sindicaliști și guvernanți? Mi-a plăcut că factorii decizionali de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au ținut cont de propunerile pertinente ale sindicaliștilor. Discutam mai devreme despre reducerea numărului de polițiști din patrula de ordine publică. În plus, vroiau să să acorde în momentul desfășurării unor adunări publice spontane, vreau să suplimenteze atribuțiile patrulei de siguranță publică. Păi ce poate patrula de siguranță publică să facă mai mult decât face în momentul de față? Decât să pună mâna pe stație și să comunice că într-un anumit loc s-au adunat 500-600 de persoane. Ce atribuții suplimentare am putea da să intervină, să ce? Doi oameni sau un polițist cu un coleg de la jandarmi. Repet, aceste amendamente nu au trecut mai departe, urmând a fi analizate punctual, sperăm să fim și noi invitați din teritoriu, cei care lucrăm activ și cunoaștem de la firul ierbii activitatea polițistului. S-au arătat autoritățile, haideți să zicem așa, autoritățile s-au arătat dispuse să modifice, potrivit amendamentelor aduse de sindicaliști, acestea? Da, da, și chiar apreciez lucrul acesta. Chiar îl apreciez pentru că unii dintre ei probabil nu cunosc cu ce se mănâncă munca de poliție. Cum avem și la nivelul conducerilor, inspectoratelor de poliție județene, care nu au o zi de poliție în teritoriu și totuși aceștia ne conduc. Ei, atâta timp cât el nu știe munca din stradă, nu are cum să cunoască nevoile polițistului, nevoile concrete, pertinente, legale ale polițistului. Am solicitat să fim invitați la grupurile de lucru în momentul în care se modifică aceste prevederi legislative. Și nu după ce le-au modificat să ne cheme pentru avizul consultativ. Pentru că e pierdere de vreme. Lucrând împreună la modificarea acestor amendamente, cred că este mult mai eficient. Exact. Clar. Dar spuneți-mi, acest controversat statut al polițiștilor, dezbătut și dorit de și de mii de ani, că m-am plictisit eu de când tot întreb și vorbesc, s-a rezolvat cu el ceva? S-au adus modificări la statut? Având în vedere că Ministerul Afacerilor Interne înregistrează în momentul de față un deficit de personal major, accentuat și de pensionările masive de cei care și-au solicitat dreptul la pensie prevăzut de legea 223/2015, a devenit evident faptul că aceste modificări erau imperios necesare. Optimizarea cadrului legislativ în vigoare era imperios necesară. Am notat aici câteva elemente de noutate. Un criteriu specific ce trebuie îndeplinit de candidați este să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale de orice natură aplicate, inserate sau implantate pe în corp, neacoperite de vestimentație în ținută de vară. Un lucru benefic pentru polițist ar fi echivalarea gradului profesional la trecerea din corpul agenților de poliție în corpul ofițerilor. Aveam cazuri în care un coleg, dacă avea 20 de ani vechime, să spun, ca și agent, în urma unui examen a fost promovat în corpul ofițerilor de poliție și i se acorda cel mai mic grad, acela de subinspector. Deci el ca și cum el o lua de la capăt. Ei, ori acest lucru a fost modificat, sub vechime de 5 ani li se acordă grad de subinspector, între 5 și 10 ani inspector principal de poliție, peste 10 ani inspector principal de poliție.
S-a micșorat perioada în care polițistului încadrat direct, reîncadrat sau prin transfer, poate, polițistului se poate modifica raportul de serviciu de la 3 ani la 2 ani, înainte timp de 3 ani după ce era încadrat, nu se putea muta de la, locul primii numiri în funcție. Ei, acum s-a modificat de la 3 ani la 2 ani. Ca alt element de noutate, polițistul poate ocupa în Ministerul Afacerilor Interne o funcție de demnitate publică sau cu rang de demnitar, sau poate își poate desfășura activitatea la un cabinet al demnitarului, perioada în care polițistul este suspendat, iar unitatea este obligată să-i asigure, să-i rezerve locul pentru până la suspendarea din funcție. Adică, mai exact, asta n-am înțeleg eu cu să lucreze la cabinetul unui demnitar. Ce să fac acolo? Consilier. Consilier. Pe diferite probleme. Fiind, lucrând efectiv în teritoriu, un ministru sau și-ar putea, domne, eu te vreau pe tine pentru că tu vii din teritoriu. Un fel de secretar de stat, un consilier. Consilier, da. Consilier ministerial, care își desfășoară activitatea la Ministerul de Interne, la cabinetul demnitarului respectiv, perioada în care îi se suspendă raporturile de serviciu, la încheierea activității, unitatea este obligată să-i rezerve locul. Asta n-ar fi rău. Un alt lucru bun, spun eu, este decontarea cheltuielilor de asistență juridică ocazionate de procedurile judiciare, penale și sau civile, în cazul în care împotriva polițistului se inițiază procedurile pentru fapte comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Asta era și înainte, dar și pentru cazurile în care este victima infracțiunii de ultraj. Eu aș fi mers puțin mai departe aici, nu doar pentru atunci când este victima infracțiunii de ultraj, ci și în oricare alt caz când este victima unei infracțiuni în timp ce își îndeplinește atribuțiile de serviciu. Mă refer la un accident rutier, da? Dă o mașină peste el. Corect. În momentul acela... Cum au fost de altfel situații. Da, avem colegul și... de la Sibiu. Da. În momentul acela, cheltuielile juridice nu îi sunt decontate, ci doar pentru ultraj, așa prevede. Da. Totuși e bine. Am plecat de la autor, e bine că și măcar pentru ultraj se decontează aceste cheltuieli. Ei, și aici ajungem la modificările din codul penal, nu? La secțiunea, da, ultraj. Cum... Nu aș vrea să vorbesc prea mult despre aceste modificări din codul penal. Nu, ne referim strict aș la... Aș putea aluneca în panta politicului și nu vreau. Noi nu suntem politicieni. Noi ne rezumăm la ale noastre. Cu atât mai puțin. Da, mă bucur că s-a majorat pedeapsa pentru infracțiunea de ultraj. Limitele speciale ale pedepsei s-au majorat cu jumătate. Dar noul cod nu va intra în vigoare până în septembrie, pentru că CCR a spus că până în septembrie nu va lua în calcul nicio excepție de neconstituționalitate. Deci până în septembrie mai funcționăm. Adică, da. Și dacă între timp, Doamne ferește, intervine vreo situație... Sperăm să nu, că ne ajung. Deci ne ajung la nivel național câte cazuri nefericite și tragice întâlnim. O altă modificare ar fi că polițistul cercetat disciplinar are dreptul să fie asistat pe parcursul procedurii cercetării disciplinare de către un alt polițist ales, la cererea acestuia, de un reprezentant al CNP-ului sau al organizației sindicale din care face parte, precum și de un avocat. Din nou, un element de noutate. Ceea ce până acum nu aveam dreptul, polițistul cercetat, acum are dreptul să fie asistat și de către un avocat. Bineînțeles, cu respectarea prevederilor referitoare la informațiile clasificate. Polițistul cercetat poate să vină cu avocatul. Și până acum de ce nu era... Păi ni se încălca un drept. Ni se încălca un drept să fim apărați de un avocat. În urma demersurilor sindicale, văd că s-a ținut cont de acestea și s-a lucrat la acest articol. Un lucru cu care nu sunt de acord, de altfel, în perioada cercetării disciplinare, polițistul nu poate fi mutat, delegat, detașat sau împuternicit pe o funcție de conducere. Păi, polițistul este cercetat. Unde este prezumția de nevinovăție? El neputând fi mutat, detașat, transferat, împuternicit pe o funcție de conducere, îi se încalcă niște drepturi. Părerea mea. El este cercetat. Unde e prezumția de nevinovăție?
Îl găsim nevinovat și totuși nu i-am încălcat respectivele drepturi. Nu așa s-a întâmplat cu mulți dintre șefii? Șefii de la șef se aplică alte reguli. Se aplică, da, ei au legea ale lor. Diferită pentru, da, marea muritori majoritate, și... Da. Ei sunt la salariile de excelență, la alte treburi, ca a fost și scandalul. Da, stați așa, apropo, cu salariile și pensiile. Aici, cum e la dumneavoastră? Că mai nou am văzut bumerangul revoluției fiscale, anunțatele majorări de salarii și de pensii, de fapt, sunt mai mici. Noi am inițiat acțiuni în instanță pentru obținerea drepturilor salariale, ce ni se cuvin. Așa. Este dureros faptul că legislația ne conferă niște drepturi și noi trebuie să ne adresăm instanței de judecată pentru a ni le obține. Salariul minim pe economie este acum de 1900, anul trecut era de 1450, conform HG1 pe 2017, noi suntem plătiți la 530 de lei undeva, agenții, ofițeri undeva la 800 și ceva de lei. Anumite sporuri au fost transformate în sume compensatorii, adăugate la această sumă de 530 de lei pentru a se ajunge la salariul minim pe economie. Colegii care vor ieși acum din școală vor pleca pe salariul minim de pe economie 1900 de lei, înmulțit cu coeficientul de ierarhizare, la care se adaugă sporurile și vor avea un venit mai mare decât cel al unui polițist cu 20 de ani vechime. Aici s-a ajuns în momentul de față. Deci polițistul care va fi încadrat în 2018 va avea salariu mai mare decât al unui coleg cu 20 de ani vechime. Incredibil, adică este penibil și jenant pentru cel care deja are 20 de ani de vechime, da? Adică eu n-am nimic, sunt de acord să le dea și începătorilor un salariu decent, dar să nu-l neglijeze pe cel care 20 de ani a servit instituția, nu? Da, astea sunt aberațiile. Bun, și aici nu se pot face niște modificări în privința asta? Aveți dreptul să vă duceți la instanță. A, deci totul prin instanță. Totul prin instanță. Cum am spus și mai devreme, trebuie să ne adresăm instanței să ne cerem niște drepturi ce ne-au fost conferite de lege. Apropo de salariile de excelență, să nu uit, care la Suceava, nu știu, și în alte județe, dar la Suceava a fost o bătaie de joc și o ofensă adusă la adresa polițiștilor, la adresa adevăraților polițiști. Puțin metaforic vorbind, eu cred că ce s-a întâmplat în acea zi a fost fur din banul public sau dare de mită, nu știu. Nu poți recompensa niște șefi care bianual beneficiază de aceste recompense pentru merite deosebite și lucrări de excepție. Ce înseamnă lucrări de excepție? Aș întreba o colegă de la serviciul logistic și l-am întrebat pe domnul inspector șef să-mi nominalizeze o singură lucrare de excepție făcută de dumnea ei. Aș putea o compara cu oricare agent din teritoriu, chiar și încadrat direct, și cred că acel agent din stradă merită mai mult salariu de acea majorare salarială decât dumnei. N-am nimic personal cu dumnei sau alt șef de servicii. Să ne gândim că bianual la 6 luni aceștia primesc între 4 și 5.000 de euro în plus. Deci sunt foarte mulți bani. Părerea mea este personală este că aceste salarii de excelență, aceste majorări salariale, ar trebui să dispară, pentru că ele nu sunt decât un instrument de manipulare a acestora. Eu, ca inspector șef, i-am dat salariul de excelență, păi acel om îmi este, era să spun, sclav până la moarte, dar nu folosesc termenul ăsta. După care îl numim în cercetările colegilor, în consiliile de disciplină, unde avem noi interes ca și instituție, că așa funcționează. Și omul ăla trebuie să... Eu am primit salariul de excelență. Trebuie să merg pe linia asta. Este aberant, este aberant. Și mă deranjează. În țară sunt unele județe în care aceste lucruri au început să se schimbe. La Mehedinț, apropo, la IPJ Mehedinț, chiar societatea civilă a apreciat faptul că aceste majorări salariale au fost acordate polițiștilor cu funcții de execuție. 16 funcții de execuție, din care doar 4 sau 5... acordate ofițerilor. La Maramureș am avut doar 3 funcții de comandă cărora li s-au acordat aceste majorări salariale, restul au plecat în stradă, la băieții din stradă. Ei, la noi nu. La noi au luat listele cu șefii de poliție municipale, șefii de poliție orășenești, șefii de birouri, șefii de servicii,
președintele Corpului Național al Polițiștilor, vicepreședintele CNP-ului, președintele Organizației Județene SNAP, și am rămas singur în ședință să mă iau de gât cu ei, la figurat. Încercau ei să mă convingă pe mine, comanda IPJ-ului, pe mine, încercau să mă convingă și să mă lămurească cât de mult muncește un șef de serviciu. Extraordinar. Nu știu, m-am... Adică munca din birou în continuare este mult mai bine recompensată decât munca din teren. Și nu neapărat din birou, ci din birourile alea frumoase, călduțe, că sunt și birouri unde colegii muncesc, eu n-am nicio problemă, dar nu. Funcții de comandă. I-am luat la rând și le dăm 3, 4, 5 mii de euro până în decembrie. De ce? Ia așa un bonus, că... Că ne ești simpatic. Da, că ne ești simpatic. SNPRD-ul s-a adus la cunoștința atât a IGPR-ului cât și a Ministerului Afacerilor Interne aceste nereguli. Mai ales atâta timp cât consider că a fost încălcată legea de către comanda IPJ Suceava. Articolul de lege spune clar, propunerile, cele 44 am înțeles că au fost la Suceava, se dezbat împreună cu organizațiile sindicale. Ori nouă ne-a fost prezentată o listă. Adică luați la cunoștință. Luați la cunoștință. Nu dezbate. Da. Și am întrebat unde e dezbaterea. Că din cei 44 voi ați ales pe 31. Vreau să știu și eu care sunt criteriile. Unde sunt criteriile de corectitudine, dreptate, egalitate de șanse, echitabilitate, unde sunt astea? Că vreau să le văd și eu. Ok, poate merită oamenii. Dar dacă legea spune că le dezbatem, păi hai să le dezbatem. Nu-mi prezinți lista și... Ceilalți doi au pus capul în pământ, președintele CNP-ului și al SNAP-ului, și au considerat că ei merită acele drepturi. Nici cu asta nu sunt de acord. În calitate de lider sindical ne asumăm anumite sacrificii. Eu merg în ședințele de dialog social să reprezint membrii de sindicat, să le reprezint interesele acestor. Acesta e rolul unui lider de sindicat. Să le reprezint interesele membrilor. Ori eu intru în ședință reprezentând interesele membrilor, dragă doamne, și ies cu acel drept obținut pentru mine. Adică pentru voi nu am reușit mare lucru, dar l-am obținut eu salariul de excelență, că de el vorbim acum. Pentru voi mare lucru nu s-a reușit. Dar asta este pur părerea mea personală. Dar spuneți-mi ce spun membrii de sindicat de toate aceste lucruri. Realitatea din teritoriu, de fapt, care este? Șefii nu prea cunosc, mulți dintre ei nu prea cunosc realitatea din teritoriu, pentru că, din nou, am spus, repet, nu știu cu ce se mănâncă munca de poliție, marea majoritate dintre ei. Unii dintre șefii care au obținut salarii de excelență, atenție, sunt contestați chiar de către subordonați. Deci subordonații șefului respectiv, domne, nu merită ăsta, nu merită. Ia la 6 luni, an de an, ia salariul ăsta de excelență. Sunt adică revoltați. Din 6 în 6 luni din 6 se acordă. În 6 luni se acordă, da. Mă uitam, în învățământ există acea gradație de merit care e pe 5 ani. La dumneavoastră din 6 în 6 luni. Din 6 în 6 luni se acordă. Eu aș elimina aceste majorări salariale și aș reveni la acordarea primelor de merit. Dar pentru cazuri concrete, individualizate. Adică, dom'le, ai prins un urmărire general, ai făcut o captură de, în valoare de, ai dus la identificarea unui autor al unui accident mortal cu fugă de la locul faptei, un exemplu. Când poate fi remunerat concret pe speța respectivă? Membrii echipei care și-au dus contribuția la acea speță să fie remunerați concret. Și nu instrumentul ăsta de manipulare josnică. Știți ce mi-a atras atenția la ședința Colegiului Prefectural? S-a pus în discuție faptul că în acest an, până ce s-a încheiat anul școlar, s-au înregistrat foarte multe infracțiuni săvârșite de elevi în interiorul școlilor și în apropiere de școli. Da. Aici trebuie să facem diferențiere clară în apropiere de școli sau în curtea școlilor, pentru că cred că un mare rol ar avea munca de prevenire aici și ar trebui mai multă implicare din punctul meu de vedere pe prevenire și nu doar împărțire de pliante și ieșitul public cu niște fraze de lemn. Aia nu e prevenire, trebuie de mers concret în
la elevi, că despre ei ați spus, de stat de vorbă cu ei, explicat legislația la nivelul lor de percepere, apoi, din nou, revenim la deficitul de personal. Avem câte o patrulă de siguranță publică la un cartier în care sunt 5 școli și 4 grădinițe. Și 2 licee. Și da. Nu se poate. Și-au suplimentat, într-adevăr, în interiorul curților cu agenții de pază, își asigură paza, doar în interiorul curților. În fața porții, deja, agentul de pază nu mai intervine. Și nu toate unitățile de învățământ, pentru că... Da, acolo unde este interes. Din nou, omul simțește locul. Dacă directorul școlii respective este dezinteresat, își asumă și acolo se întâmplă cele mai mari necazuri. Nu știu, infracționalitatea din punctul dumneavoastră de vedere a crescut, a scăzut? Noi, Suceava, ne menținem pe un loc fruntaș. Oleo. De ani de zile suntem pe primul, al doilea, maxim al treilea loc în ceea ce privește infracțiunile cu violență deosebită, în ceea ce privește accidentele rutiere soldate cu decesul participanților la trafic. Într-adevăr, este al doilea județ ca mărime din țară, cu o problematică foarte complexă. Dar consider că un mare rol în reducerea acestor indicatori îl are managerul. Pe lângă vina celui care comite respectiva faptă, managerul are un rol foarte important. Prin amplasarea patrulelor, prin concepția de manageriat pe care o are, prin dirijarea forțelor, acolo unde se impune și acolo unde este necesar. Nu cred că avem, sau foarte puțin sunt la nivel de IPJ Suceava, manageri în adevăratul sens al cuvântului. Mulți sunt carieriști, oportuniști, care au prins o funcție și țin cu dinții de ea, indiferent dacă poate chiar conștientizează că nu-și face treaba bine acolo unde este. El ține mulțiși de fotoliu, se roagă să iasă la pensie, eventual cu salariu de excelență și ce-o fi după mine? Potopul, nu? Potopul. Nu îi mai interesează. Dar nu e ok, adică... Sperăm să se termine cu era asta comandanților împuterniciți și desemnați. Au fost scoase de către minister. Dar câți ani sunt de când tot avem împuternicit la comanda IPJ? La Suceava, dar nu doar la comanda IPJ, ci și la comanda subunităților. Din nou, este un alt instrument de manipulare. De ce? Eu l-am împuternicit pe șeful serviciului respectiv. Omul ăla ia niște bani în plus, pe 6 luni, plus încă 6 luni, maxim pe un an poate fi împuternicit, în spatele lui mai sunt alții 3 care râvnesc la funcția respectivă. Da? Și prin felul ăsta îi manipulez, am o mare masă a ofițerilor pe care eu, ca și comandant, îi manipulez. Pe lângă salariul de excelență, mai avem aceste împuterniciri. Cam așa funcționează sistemul. Sunt puțini, într-adevăr, cei care au curaj să se ridice împotriva sistemului și să spună public, eventual, aceste deficiențe. Sunt. Ce alte nemulțumiri mai aveți referitor la ceea ce se întâmplă atât la nivel de județ cât și... O categorie aparte o reprezintă personalul contractual din Poliția Română. Mare parte, de fapt majoritatea personalului contractual de la IPJ Suceava au devenit membri ai organizației noastre sindicale. Moment în care, mergând între ei și ascultându-le problemele, mi-am dat seama că, wow, acolo e jale. Am adus la cunoștința comenzii IPJ Suceava, care se uitau la mine la fel, nu știau despre ce este vorba, ei nu au coborât din bula aia de cleștar, n-au coborât ei la polițiști să le asculte problemele, dar rămite la personalul contractual, care au și avut o formă spontană de protest prin aplicarea acelei banderole albe pe mână, un fel de grevă japoneză. Voi solicita acolo unde avem organizații teritoriale în țară și sunt din ce în ce mai multe, voi solicita comenzii ședințe de dialog social prin care să le aducem la cunoștința factorilor de decizie problemele cu care se confruntă atât personalul contractual cât și polițiștii, ca să nu spună că nu au știut. Noi, ca și organizație sindicală, punem o mare bază pe dialogul social, pe comunicare.
Ei, în momentul în care observăm că dialogul social, demnitatea, onoarea cu care încercăm să rezolvăm problemele concrete ale oamenilor nu își au efectul, atunci venim cu buldozerul peste ei. Prin toate pârghiile legale pe care le avem. Mass media, petiționare, la personalul contractual, să nu uităm că ei au dreptul la grevă. Chiar la Suceava, în cazul în care nu se vor rezolva sau măcar nu voi vedea o aplicare către problemele acestora, vom demara procedurile legale pentru conflictul de muncă. Pentru spuneți-mi câți angajați sunt ca și personal contractual. Da. Avem la parcul auto, care se ocupă de întreținerea autospecialilor din dotare, avem la popotă, bucătărie, la serviciul cazarmament, la serviciul logistic, care se ocupă de lucrările de întreținere, de până la urmă, care au un rol foarte important în buna funcționare a instituției în sine. Dar sunt neglijați. Sunt neglijați, chiar cred că au făcut obiectul unei bătăi de joc generalizate de-a lungul anilor. Adică lor nu li s-a modificat absolut nimic. Vedem un fluturaș de 1800 de lei după 30 de zile de muncă, 20, că după o lună să mergi cu 1800 de lei acasă e jalnic. Dar trebuia să apară cineva să se aplice și asupra problemelor acestora. Dar ei pot fi membrii de sindicat, da, nu? Da, da. Sindicatul nostru pot face parte din organizația noastră sindicală. Am înțeles că SNPRD-CUS a primit noi și noi membrii. Cât sunteți până la ora asta? Da, la Suceava, și mă bucur și le mulțumesc colegilor, atingem 200 aproape. În viitorul apropiat vom fi 200 de polițiști în familia DECUS, la Suceava. Pe de altă parte, să primesc permanent, aș putea spune, primesc solicitări prin intermediul rețelelor de socializare de la colegi din țară, care vor să adere la organizația noastră sindicală sau mai mult, care vor să constituie organizații sindicale de sine stătătoare, teritoriale. Avem, aș exemplifica, la IPJ Olt s-a constituit organizația sindicală cu o lună și ceva. La IPJ Brăila deja s-a constituit, în seara aceasta plec la Brăila pentru a-l investi pe colegul, pe colegii, președinte și vicepreședinte de la Brăila. Și mai suntem în tratative, deci astea sunt noi, mai suntem în tratative cu inspectorate de poliție din alte județe. Adică... Se pare că noul tip de sindicalism al nostru, acela de dialog social, cum am spus, nu puțin, mult mai mult diferit față de ce era înainte. Înainte se lătra, în primă fază, se sărea la jugulară, după care hai să ne așezăm la masă să negociem. Ceea ce nu era normal. Adică, ce să mai negociez cu tine? Tu întâi ai venit, mai jignit, mai făcut, mai aia, după care să negociezi. Nu, noi aplicăm exact invers această abordare. Noi întâi încercăm să discutăm, să prezentăm situația așa cum este, să ne prezentăm revendicările, să negociem până la urmă, să vedem ce putem obține, ce nu se poate obține, ce putem obține viitorul apropiat, ce promisiuni avem pentru un viitor îndepărtat și tot așa. Da, dar mă uit, de la an la an cresc diferențele între ceea ce obțin polițiștii în România și ce obțin polițiștii din alte state. Diferențele sunt de la cer la pământ, adică... Cred că în continuare există o tendință de slăbire voită a poliției române. Chiar dacă nimeni nu o va afirma, dar totuși cred că se vrea o poliție slabă. Motiv pentru care nu avem dotări, nu avem armament, nu suntem apărați legislativ, puțin numeric, voit. Deci voit, am dat exemplu și mai devreme, a trebuit un an de zile aproape ca polițiștii de la gara TF să fie dotați cu veste antinjunghiere. Dar spuneți-mi, ce e de făcut în privința polițiștilor de la rutier, care sunt cei mai blamați dintre colegii dumneavoastră, de către cetățeni, la urmă urmelor? Nu știu de ce această blamare. Poate și prin prisma vechilor generații de polițiști sau de milițieni, mai degrabă le-aș spune. Colegii mei de la poliția rutieră au de lucru de nu-și văd capul. Numărul autovehiculelor s-a triplat aproape în ultimii ani.
zilele trecute chiar am avut, s-a reclamat un accident cu fuga de la locul faptei a autorului. Un biciclist a reclamat că a fost lovit de către un autoturist care a părăsit locul faptei. În urma investigațiilor specifice, am identificat autoturismul, îl avea parcat în curte, era într-o comunitate de romi. Hai, bun. Eram cu colegul de la circulație și cu alt polițist de la postul de poliție. Vreau să-i felicit, chiar dacă sunt mai tineri, vreau să-i felicit pentru modul cum au acționat. Vă dați seama, am fost înconjurați, eram trei oameni, am fost înconjurați cam de 40-50, care știm că sunt mai agresiv verbal, mai imprevizibil. Mai imprevizibil, da. Unii sub influența băuturilor alcoolice. Mi-a plăcut modul cum au reacționat, mi-a plăcut flerul lor. Vă dați seama, autoturismul era în curtea respectivului cetățean, s-au adunat toți acolo peste noi. Într-un final am reușit și examinarea autoturismului și invitarea respectivei persoane bănuite că ar fi fost implicată în evenimentul rutier la unitatea de poliție. Deci nu este o muncă ușoară. Nu mai sunt șpăgarii, că nu mi-e rușine să spun, de care se vorbea de acum 10, 20, 30 de ani de zile. Nu, în niciun caz. Și chiar sunt convins că aceste practici nu mai sunt de actualitate. Cert este că Suceava aici chiar ocupă un loc fruntaș la capitolul accidente rutiere. Deși avem patrule, deși avem radare, deși presa spune în fiecare zi pe toate posturile, pe toate canalele media, dacă se poate așa, nu știu ce. Haideți să vorbim despre radare la trecut. Pentru că ele cu noua modificare legislativă nu vom mai avea radare. Ei, vom vedea atunci. Și sunt curios dacă cineva își va asuma numărul de persoane decedate care se va mări cu siguranță. Deci sunt convins de acest lucru. Numărul evenimentelor în care sunt implicate, în care au rezultat victime omenești, va fi mult mai mare. Radarele dispar. Atâta timp cât în toată Uniunea Europeană, știm, sunt ascunse, sunt și cele care sunt la vedere, dar pe lângă acestea sunt multe ascunse. Da? Noi, neavând această metodă a coerciției față de participanții la trafic, vom avea enorm de pierdut. Și sper să nu am dreptate, dar sunt convins că nu este un lucru bun ce se va întâmpla. Da, într-adevăr. Bine, oricum, omul care i-a oprit, să zicem, de polițistul rutier și amendat pentru depășiri neregulamentare, pentru viteză, pentru... E clar că nu o să primească laude din partea șoferului amendat. Întotdeauna va avea ceva... Nu totdeauna, să știți, pentru că sunt foarte mulți conducători auto care își asumă partea lor de vinovăție. Îl oprește colegul, cât aveam? 84 aveați. Ok, am comis-o, câte amenda, o achit și mi-ar plăcea ca din ce în ce mai mulți participanți la trafic să adopte această atitudine, adică asumarea greșelii, mai mică sau mai mare. Toți greșim în trafic, dar atunci când ți-o asum, parcă este mult mai domnește și de o parte și de alta. Vroiam să vă întreb ceva din punctul dumneavoastră de vedere ca lider de sindicat, ca sindicalist. E normal ca aceste amenzi să meargă la administrația locală și nu la, sau măcar o parte, să nu meargă și către Ministerul de Interne? Sunt și au fost și vor mai fi discuții pe această temă. Cred că un procent din confiscări, spre exemplu, a fost o perioadă în care un procent din contravaloarea materialului lenos confiscat, spre exemplu, intra în buzunarul polițistului. Cred că aceasta este și o metodă de a limita cât mai mult infracțiunile de corupție și cele asimilate infracțiunilor de corupție. Motivarea aceasta a agentului constatator printr-un procent poate să fie și onorific, cred, din sancțiune. Cred că ar fi o variantă. Poate în acest fel n-ar mai exista atât de multe amenzi neachitate la administrații. Cu siguranță, păi trebuie lucrat și la procedura de recuperare a debitelor, pentru că știm foarte bine că sunt mulți participanți la trafic și aici nominalizăm pietoni, bicicliști, căruțași, care nu au venituri, nu au bunuri în posesie, ei sunt sancționați contravențional cu amenzi pe care nu le plătesc și se adună în
rafturi la în debitele primăriilor și nu pot fi recuperate, neavând prevederi legislative. Ați pomenit de căruțe și așa, ca să-l citesc pe purtătorul de cuvânt de la IPJ, cu atelajele HIPO. Atelaje, da? HIPO, da. Așa, că el nu le spune căruțe, le spune atelaje HIPO. Da, căruțe autospeciale de poliție, într-adevăr. Alea sau atelaje HIPO cu cal și căruță. Căruțele sunt astea de la miliție. Da, în continuare avem căruțe pe drumurile din județ și din municipiu. Adică eu nu înțeleg. E dată directivă în acest sens. N-au ce căuta pe drumurile publice și mai ales pe drumuri naționale, județene și europene chiar. Vedeți că ce aici facem cu ele? Părerea mea este că discuția este mult mai complexă. Dau un exemplu. Un cetățean în mediul rural are o parcelă de pământ care se învecinează cu drumul european. Ei bine, cum ajunge el la acea bucată de pământ să-și lucreze bucățica? Trebuie să se deplaseze. Cum? Sunt 5-7-10 km. Omul n-are decât căruță cu cap. Trebuie lucrat și la infrastructură, să le asigurăm eventual niște drumuri paralele pentru a îi permite accesul la bucățica de pământ. Pe de altă parte, din nou, chiar dacă mai circulă, nu sunt echipate cu răspunzători, cu catadioptrii sau ei nu poartă veste reflectorizante. Din nou, rolul prevenției cred că ar trebui să fie puțin mai accentuat, puțin mai mult accentuat. Și nu doar să ieșim public să arătăm cât de frumoase sunt autospeciale alea din garaje. Cineva spunea zilele trecute că acea mașinuță din carton amplasată în anumite locuri are un impact mult mai puternic și previne mult mai bine. Da, 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 da. Și în Uniunea Europeană, să știți, sunt astfel de exemple. Dar, din nou, aia are efect pentru străini. Și pentru oamenii corecți. Și pentru oamenii corecți, pentru că localnice sau pe o rază de, pot să spun, avem una chiar pe la Câmpul Lung, în zonă, sau Gura Humorului, pe acolo. Păi sucevenii toți o știu. Pentru Sucevea nu mai e nicio... Dar sunt bune. Este o idee, chiar mai multe ar putea să fie, zic eu, da. Domnule Bănică, aveți un mesaj pentru colegii dumneavoastră, pentru șefii dumneavoastră, pe final de emisiune? Îmi doresc să se termine cu era împuternicirilor, așa cum am mai spus. Vreau să am un șef care să vină să facă ceva pentru poliție. Și nu mă refer doar pentru poliția Suceava. Care a ajuns într-o anumită postură să lase ceva în urma lui. Ca oamenii să vorbească despre el 10 ani de acum încolo. Uite, domne, a venit omul ăla și a făcut ceva pentru noi. Vreau să se ajungă la transparență, la discuție, la comunicare, la corectitudine. La normalitate. Da, toate astea ar fi normalitate. Nu știu când. Totuși eu sunt optimist. Bolovanul a început să se... Bolovanul s-a urnit. Și eu am încredere că alături de colegii din sindicat vom fi o putere. În sensul bun al cuvântului. Domnule Bănică, vă dorim mult succes și vă mai așteptăm alături de noi și cu vești mai bune, adică din toate nemulțumirile astea, măcar jumătate din ele să se schimbe și să devină lucruri reale și concrete. Să sperăm. Mulțumesc pentru invitație. Dragi prieteni, vouă vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă invit să revedeți horoscopul pentru cei care nu l-ați putut urmări în prima ora matinalului. Ne revedem mâine dimineață. Până atunci, rămâneți alături de programele NES TV Channel.